Igor Dodon își merită din plin acest arest, în special pentru trădarea de patrie. Și cred că aici este dosar foarte gros. Plus la toate, nici rușii măcar nu cred că mai insist acum ca Igor Dodon să rămână în marea politică. Igor Dodon a făcut foarte multe lucruri care au dăunat relații sale cu Kremlinul. În primul rând, în 2019, atunci când s-a format coaliția acum socialiști, Igor Dodon era un personaj care deja nu mai exista în cărțile Kremlinului. Dar s-au făcut anumite greșeli la Chișinău care l-au readus pe Igor Dodon în actualitatea politică și el a reușit să o facă pe pasărea Phoenix. Reamintiți-vă că în 2019 chiar Plahotniuc avea anumite intenții să-l aresteze pe Dodon pentru trădare de patrie. De fapt, Cozac pentru asta a venit să-l convingă pe Dodon să facă alianță cu blocul acum. Da, este adevărat. Este adevărat. Dar amintiți-vă ping-pongul pe care l-a făcut la Cozac. Amintiți-vă ping-pongul pe care l-a făcut Igor Dodon la conferința de presă când a anunțat alegerile anticipate. Deci dânsul vine de la summitul de la St. Petersburg. Acolo ni s-a spus foarte clar, mergi la Chișinău și faci coaliții cu blocul acum. Socialiștii, din câte știu eu, nu trebuia să aibă niciun fel de pretenții pentru viitoarea guvernare, pentru că așa de ceruse Moscova. Igor Dodon, contrar înțelegerilor de la Moscova, a venit aici la Chișinău și a anunțat alegeri anticipate. E, atunci, ceea ce l-a determinat pe Dodon să anunțe această coaliție cu blocul acum a fost anume un mesaj de la Putin care a spus foarte clar: dacă nu anunți crearea blocului, Republica Moldova rămâne fără gaze până dimineață. Și cam asta a fost jocul care l-a determinat atunci pe Dodon să accepte crearea acestei coaliții. Dar eu nu știu, de exemplu, dacă procurorii au suficiente probe să demonstreze că Igor Dodon a luat acești bani. Ei se văd, dar cu cât a trecut mai mult timp, este mai greu să demonstreze. Dar trădarea de patrie există și e la vedere. Trebuie demonstrată, este adevărat, dar amintiți-vă acele notițe care erau la el pe masă și pe care le transmitea curatorul din FSB, dacă nu greșesc, despre alocuțiunile pe care trebuiau să le aibă demnitari moldoveni în instituții internaționale. Da, la ONU. La ONU. Ce dovezi mai trebuiesc? Deci ăsta este președintele Republicii Moldova, comandantul suprem, cel care ne îndeamnă acum să nu cumva să ne opunem unei eventuale agresiuni a Rusiei. Și noi suntem în situația când conducerea Republicii Moldova a fost adusă în situație de non-combat. Războiul hibrid în Republica Moldova și-a făcut efectele. Iar principalul artezan a acestui deznodământ este Igor Dodon. Dânsul n-ar trebui să se supere acum. Ar trebui să înțeleagă că trebuie să meargă la pușcărie. Asta e mai rămas. Domnul Târguț, dumneavoastră credeți că acest dosar o să aibă finalitate? Super. Această întrebare cumva a răsunat toată săptămâna și vreau să vă întreb și dumneavoastră, că peste, nu știu, urmează să vedem cum va evalua urmărire penală și situația cu acest dosar, dar opinia dumneavoastră astăzi, domnul Târguț, să crede că în acest dosar vedem o finalitate? Depinde dacă acesta n-a fost... Depinde de ce factor. Dacă acesta n-a fost doar un fundal pentru discursul de la Harvard, s-ar putea să ajungem la finalitate. Dar iarăși, depinde de jocurile politice care se fac la Chișinău. Eu foarte mult sper că oamenii nu se joacă, măcar de această dată.